Eu am nădejdea că o să-mi văd familia în câteva zile. Dar n-am garanția că o să-i văd în câteva zile. Am nădejdea că o să-L văd pe Hristos. Și am garanția lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt și prin prezența și pecetluirea Duhului Sfânt asupra vieții mele că o să-L văd pe Dumnezeu, orice ar fi. Orice s-ar întâmpla în zilele care urmează, în anii care urmează, oricâte zile mai am pe acest pământ, oricât de îndurerate ar fi ele, oricât de mult aș suferi, am garanția prin lucrarea Duhului Sfânt în viața mea că îl voi vedea pe Dumnezeu. Această nădejde nu mă poate înșela. Celelalte speranțe mă pot înșela. Dacă speranța fericirii mele este altceva decât această nădejde sigură, voi fi înșelat. Și cât de oribil ar fi să rebzi o viață întreagă pentru o speranță care te-a înșelat. Dumnezeu te cheamă să aștepți, să rebzi, să perseverezi în nădejdea slavei Lui, care este o nădejde sigură.